Itinerar Biblic. Itinerar Biblic Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, apropierea de Dumnezeu trebuie să fie una din dorințele cele mai arzătoare ale omului. Trebuie să fie, pentru că așa am fost creați, pentru aceasta am fost creați. Fără apropiere de Dumnezeu nu suntem decât niște rătăcitori ai Universului, fără să ne împlinim menirea, luptându-ne cu minore realizări pe care le supralicităm, evaluându-le după standardele noastre. Apropierea de Dumnezeu este cea care ne aduce de fapt împlinirea, însă nu este suficient numai să dorim acest lucru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt de care trebuie să ne apropiem în sfințenie. Din această cauză trebuie să respectăm condițiile cerute de natura sa pentru a ne putea apropia de el. Ele nu sunt simple recomandări și nici nu au un caracter preferențial. Ele se aplică tuturor celor ce intră în prezența lui Dumnezeu, indiferent de statutul pe care l-au. Astfel, chiar și cei care intrau în prezența lui Dumnezeu pentru a face mijlocirea, trebuia să îndeplinească condițiile pe care Dumnezeu le-a comunicat. Nimeni nu se putea sustrage acestora și lucrul acesta este valabil pentru noi toți. Este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la cei ce îi slujesc. Am început să vedem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la preoți și primele aspecte legate de oficiul preoțesc au fost cele legate de consacrarea lor. Capitolul 8 din cartea Levitic continuă de la versetul 9 cu descrierea procesului de îmbrăcare a marelui preot. O mare însemnătate în cadrul acestei îmbrăcări, așa cum am început deja să vedem, o aveau Urim și Tumim, perfecțiunea și lumina. Cu siguranță, ele sunt o referire la cel ce este marele preot al tuturor timpurilor, Domnul Isus Hristos. Să vedem însă ce ne comunică în continuare acest cuvânt al lui Dumnezeu. Versetul 9 din capitolul 8 al cărții Levitic. I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinaintea mitrei a așezat placa de aur, cu cununa împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. Deasupra mitrei sau turbanului, marelui preot, era pusă cununa împărătească de aur descrisă în Exod, capitolul 28. Amintiți-vă că pe ea erau gravate cuvintele Sfințenie Domnului. Aceste articole îl deosebeau pe marele preot de ceilalți. Ele arată gloria și frumusețea marelui nostru preot care a murit aici pe pământ pentru ca să ne mântuiască, dar trăiește acum la dreapta Tatălui pentru a ne păstra mântuiți. Iată ce spune apostolul Pavel cu privire la aceasta în epistola către Romani, capitolul 5, versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Sau iată ce spune apostolul Ioan în Evanghelia pe care o scrie la capitolul 14, versetul 19. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ceea ce îi privește pe fiii lui Aron, stăteau alături de el și aceștia și erau îmbrăcați în in simplu. Aceasta este imaginea marelui nostru preot cu fiii lui cei mulți adunați în jurul său, îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Iată cum exprimă scriitorul epistolei către evrei acest lucru, capitolul 2, versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Noi venim la Hristos ca păcătoși pierduți și El ne acoperă cu neprihănirea Lui. Preotul purta pe fiecare umăr câte o piatră de onix cu numele a 6 din semințiile lui Israel. Pe fiecare din cele 12 pietre de pe pieptar era scris câte un nume din cele 12 nume ale seminților lui Israel. Marele preot purta poporul lui Israel pe umerii și pe inima sa. Umărul înseamnă putere, iar inima înseamnă dragoste. Să ne întoarcem acum la consacrarea marelui preot. Și aici este vorba despre un întreg proces care implică sfințirea tuturor lucrurilor atinse de el. Moise a luat unde lemnul pentru ungere, a uns sfântul locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfințit. Cortul întâlnirii și toate vasele necesare pentru slujire au fost stropite cu sânge. Acum sunt unse cu un de lemn. Ele fuseseră deja răscumpărate și curățite prin sânge. Acum sunt unse cu un de lemn care simbolizează Duhul Sfânt. Astfel, Duhul Sfânt este liber să se miște și să lucreze în închinarea și slujirea care avea loc în cortul întâlnirii. Închinarea depinde de contribuția Duhului Sfânt. Este ceea ce ne spune și Domnul Isus, cuvinte consemnate de altfel de Ioan în Evanghelia sa în capitolul 4. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Să revenim la versetele 11 și 12 din Cartea Levitic. A stropit cu el altarul de 7 ori și a uns altarul și toate uneltele lui și ligheanul cu piciorul lui ca să le sfințească. Din unde lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Stropirea cu ulei realizează sfințirea. Totul era gata acum pentru a putea fi folosit, pentru că toate erau puse deoparte pentru slujirea lui Dumnezeu. Aron nu a fost stropit, ci a fost uns cu un de lemn. Mai bine spus, el a fost acoperit cu un de lemn, așa cum ne spune și Psalmul 133, în versetul 2. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. În aceeași manieră, Duhul Sfânt, care este simbolizat de un de lemn, a fost turnat asupra lui Isus la botezul lui. Este scris foarte clar că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură lui Hristos. Ioan este cel care scrie acest lucru în capitolul 3 din Evanghelia sa, versetul 34. Dumnezeu îi dă Duhul Sfânt Fiului Său fără măsură. Trebuie remarcat faptul că undelemnul este turnat asupra lui Aron înainte ca preoții să fie atinși cu sângele. Marele nostru preot nu avea nevoie de nicio jertfă pentru păcat. Noi avem nevoie, nu el, așa cum reiese și din versetul 9, primul capitol al epistolei către evrei. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Versetul 13 din capitolul 8 al cărții Levitic. Moise a dus și pe fiii lui Aron, i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul. Din nou, iată, totul este făcut conform poruncii Domnului. Observați că nu puteau să-și aleagă singuri articolele de îmbrăcăminte, să le pună cum voiau ei, ci totul trebuia făcut așa cum poruncise Domnul. Lucrul acesta ne amintește încă o dată că noi trebuie să fim îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos, nu a noastră, nu una care ne convine nouă, ci neprihănirea lui Hristos. A apropiat apoi vițelul adus ca jertfă de ispășire și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă de ispășire. Vițelul era jertfa de ispășire pentru marele preot. Cei 4 fii ai lui Aron puteau de asemenea pretinde această jertfă ca pentru ei. Păcatele lor sunt transferate victimei. Aceasta se înțelege prin punerea mâinilor. Dumnezeu scrisese clar în sufletul lor și arsese cu fierul înroșit în inima lor această idee. Ei erau păcătoși, chiar dacă îi slujeau Domnului. Dacă parcurgeți cuvântul lui Dumnezeu, veți constata, dragii mei, că toți sfinții lui au fost conștienți de faptul că erau păcătoși. Iată ce ni se spune în Psalmul 40, versetul 12. Căci rele fără număr mă împresoară, m-a ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Dragul meu prieten, crezi că ești și tu un astfel de păcătos? Dacă da, am o veste bună. Dumnezeu te poate ajuta. La urma urmei, dacă nu te îmbolnăvești destul de tare pentru a te duce la doctor, nu vei ajunge niciodată la el. Dacă nu ești sigur că ești păcătos, nu ești pregătit să vii la Hristos. Psalmul 38 spune astfel: căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Dragi ascultători, dacă aveți o sarcină prea grea pentru voi, apelați la cineva care o poate purta în locul vostru. Există cineva care vă spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Eu vă voi lua poverile. Nu încercați să-L păcăliți pe Dumnezeu, nu veți reuși. El știe totul despre voi, așa că ați face bine să-i spuneți chiar voi tot adevărul. Recunoașteți că aveți nevoie de Hristos. Să revenim la Levitic. Moise l-a înjunghiat, a luat sânge și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curățit altarul. Celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului și l-a sfințit astfel, făcând ispășire pentru el. A luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi răruni cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. Iar cealaltă parte care a mai rămas din vițel, și anume pielea, carnea și balega, le-a ars în foc, afară din tabără, cum poruncise lui Moise Domnul. Acest ritual nu are nicio semnificație dacă nu înțelegem lecția spirituală. Este urmat modelul jertfei pentru păcat, cu deosebirea că sângele este pus pe coarnele altarului de aramă, nu pe cele ale altarului de aur. Până și altarul folosit pentru jertfele cu sânge trebuie sfințit cu sânge. Lucrul acesta ne amintește faptul că lemnul crucii nu are niciun merit. Mulți oameni cred că acest obiect, crucea, are în sine un merit foarte mare. Crucea nu are niciun merit, nicio valoare. Valoarea are numai acela al cărui sânge a fost vărsat pe acea cruce. Deși Iisus a fost făcut păcat pentru noi, El nu a fost contaminat de acest păcat. Deși a fost făcut păcat, Iisus a fost despărțit de păcătoși. Observăm din nou faptul că toate acestea au fost făcute la porunca lui Dumnezeu. A apropiat apoi berbecele pentru arderea de tot și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecelui. Moise l-a junghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. A tăiat berbecele în bucăți și a ars capul, bucățile și grăsimea. A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecele pe altar. Aceasta a fost arderea de tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Acum se trece la ritualul arderii de tot. Arderea de tot urma după jertfa pentru păcat. Vedeți, nu se poate înțelege frumusețea și semnificația sau meritul lui Hristos până ce nu este rezolvată problema păcatului într-un mod satisfăcător înaintea lui Dumnezeu. Jertfa pentru păcat reprezintă ceea ce a făcut Hristos pentru noi pe cruce. Arderea de tot reprezintă persoana, îl reprezintă pe Hristos. Nu-L puteți cunoaște pe Iisus Hristos cu adevărat dacă nu veniți mai întâi la El să vă mântuiască și dacă nu acceptați că El a luat locul vostru pe cruce. El a suferit pedeapsa pentru păcatul vostru. Acest lucru este de o importanță deosebită. În Noul Testament, părtășia însemna împărți lucrurile lui Hristos. Numai cei care sunt credincioși răscumpărați cu sânge pot să aibă parte de lucrurile lui Hristos. Preoții trebuia să intre în locul sfânt pentru a vedea frumusețile acelui loc. Exteriorul nu era cine știe ce. Într-un mod asemănător, lumea necredincioasă nu vede frumusețea lui Hristos și îl respinge. Dar copilul lui Dumnezeu descoperă noi frumuseți și lucruri glorioase în Hristos cu fiecare zi care trece. A adus apoi celălalt berbece, adică berbecele pentru închinarea în slujba Domnului. Și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecelui. Moise a junghiat berbecele, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aron, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. A adus pe fiul lui Aron, a pus sânge pe marginea urechilor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. Berbecele consacrării era de fapt o jertfă pentru vină. Nu se aducea nicio jertfă pentru pace sau de mulțumire. De ce? Pentru că preoții se aflau deja în sanctuar, în locul de părtășie și comuniune. Urechea atinsă cu sânge este un simbol pentru urechea care va auzi glasul lui Dumnezeu. Fără ea, dragi prieteni, nu-L veți auzi pe Domnul. Omul firesc nu primește lucrurile lui Hristos. Mâna atinsă cu sânge era esențială pentru slujire. Este imposibil să-L slujești pe Dumnezeu dacă nu ești mântuit. Piciorul atins cu sânge era esențial pentru umblarea înaintea lui Dumnezeu. Toate acestea sunt un simbol al faptului că întreaga personalitate trebuia adusă și prezentată înaintea lui Dumnezeu, curățită, sfințită pentru a putea fi folosită de Domnul. A luat grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi răruni cu grăsimea lor și spata dreaptă. A luat de asemenea din coșul cu azim pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu un de lemn și o plăcintă și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. Toate aceste lucruri le-a pus în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului. Apoi Moise le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar deasupra arderii de tot. Aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Moise a luat pieptul berbecelui de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului. Aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. Aceste versete ne spun că erau luate părți din toate jertfele și erau puse împreună în mâinile lui Aron și ale fiilor lui. Apoi ei le legănau înaintea Domnului. Acesta era un angajament total față de Dumnezeu pe baza valorii unei jertfe. Moise a luat din undelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar, a stropit cu el pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui Aron și veșmintele lor, și a sfințit astfel pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui Aron și veșmintele lor împreună cu el. Acum, preoții și Aron sunt sfințiți cu sânge și undelemn. Sângele este pentru iertarea păcatelor, care este lucrarea lui Hristos. Undelemnul este pentru ungerea Duhului Sfânt. Acestea ne vorbesc despre Domnul Isus, care a spus: și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. De asemenea, acest verset ar trebui să ne amintească faptul că cei credincioși sunt chemați să umble și să trăiască în această lume ca și copii răscumpărați cu sângele lui Dumnezeu. Același lucru l-a avut în gând și Iuda când a scris: căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Dragii mei, puteți trece prin ritualuri de consacrare, prin slujbe de consacrare în slujba Domnului. Esențial este răspunsul la această întrebare: ce cred cei din jur despre voi? Ce gândesc colegii voștri? Cred ei că voi slujiți lui Dumnezeu? Văd în viața voastră că sunteți consacrați în slujba Domnului? Am auzit o remarcă foarte frumoasă spusă de cineva despre un creștin. Ea suna cam așa: nu știu prea multe despre religia lui, dar dacă mă voi hotărî vreodată să adopt vreuna, vreau să o am pe a lui. Mă tem că în foarte multe cazuri, lumea nu vede lucruri prea frumoase în viața creștinilor. Viața noastră ar trebui să fie o chemare adresată omului de a ieși din lume și de a veni la Iisus Hristos. Moise a zis lui Aron și fiilor lui: fierbeți carnea la ușa cortului întâlnirii, acolo să o mâncați împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând: Aron și fiii lui să o mănânce. Iar partea care va mai rămânea din carne și din pâine să o ardeți în foc. Preoții trebuia să mănânce carnea și pâinea care rămâneau și să ardă resturile. Creștinii trebuie să se hrănească astăzi cu lucrarea terminată a lui Hristos. Pacea și mulțumirea credinciosului depind de măsura în care el se hrănește cu Hristos. Nimic nu trebuie să rămână. Toate resturile trebuie mistuite în foc. Nu trebuie să rămână nimic care s-ar putea altera sau arunca. Cât de mare este și nevoia noastră de a ne hrăni cu Hristos. Timp de 7 zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Căci 7 zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Ce s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. Să rămâneți dar 7 zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziți poruncile Domnului ca să nu muriți, căci așa mi s-a poruncit. Aron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise. Era nevoie să treacă 7 zile pentru consacrarea lor în slujba Domnului. Aron și fiii lui trebuia să rămână în acest timp la ușa cortului întâlnirii și să-și împlinească datoria. Marele nostru preot trăiește veșnic pentru a mijloci pentru noi cei care suntem ai lui. Chiar dacă vă treziți la 2 noaptea și cereți ajutorul, el este prezent. Dacă vă aflați într-un loc îndepărtat și sunteți înconjurați de întuneric, el este cu voi și acolo. Așa cum am mai spus, toate instrucțiunile din acest capitol 8 sunt date și urmate conform poruncii Domnului. Motivul pentru care este subliniat acest lucru atât de des va fi clarificat în capitolul următor. Până atunci, să nu uităm esențialul. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, care așteaptă sfințenie și este o garanție a faptului că El este cu noi și în sprijinul nostru. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic Itinerar biblic